Hello, ce mai faceți? Bine ați venit la un nou clip. Eu sunt Oana și pentru voi am pregătit astăzi încă un clip parfumat. De data aceasta, un unboxing. Și anume un unboxing de pe Dubai Collection. Da. Un colețel, nu sunt multe parfumuri, sunt cred că 3. Așa că haideți să începem și nu uitați să vă abonați. O venit destul de repede acest colet față de ultimele dăți care dura ceva, în care venea mai greu, nu știu, o săptămână, tralala. Cei de la Sunday s-au mișcat destul de repede. Ieri, cred, am fost sunată, sau alaltă ieri, nu mai știu când, de cei de la Dubai. Și mi-au zis că, din păcate, nu mai aveau, voiam 10 ml dintr-un parfum. Twin Paradise sau ceva de genul, de la Nassim. Și, din păcate, nu mai exista. Dar au primit înapoi Purple, nu mai știu cum se numește, mai uite, am un laps acum, tot la Nassim, un parfum superb. Am o mostră de la el și le-am zis să merg până pe ăla. Inițial ăsta, Twin Paradise, îl voiam pentru sora mea, pentru că e absolut nebunită după parfumul ăsta. Am vrut o sticlă de un full size, doar că, din păcate, nu mai era în stoc. Da, e un parfum fain, într-adevăr. Așa că, da, avem 3 parfumele și aici. Și am și unul pe care l-aștept ferească Sfântul, cred că de anul trecut tot îl vreau, că e super, super lăudat. Așa că haideți să-l desfacem. Ador să desfac colețele. La el e pe aici, adulbecă. Ți-i fetița, iar ești rea? Iar ești rea? Nu vrea să te acopie și mușcă în continuu. Nu vrea să papi, e pretențioasă. Nu? Nu mai papă orice pliculeț. Și de asta slăbim. Nu? Pretențioasă mică. Am cumpărat tot felul de plicuri și nu vrea să mănânci. Neam. Le miroase și lasă acolo. Nu? Ține fetiță pretențioasă aici. Da, normal. Crezi că dacă mă pup, iert? Ca un copilăș. Da, am încheiat paranteza. Haideți să-l desfacem. Da, ziceam că ador să desfac colețele. Cine nu ador? Să vedem aici. Ta-da! Chestiuțe din polistiren. Hai să dăm la tepit să joace cu ele. Uite, iar acolo. Joacă-te. Ok. Aici trebuie să avem acel parfumel de care v-am zis, de 10 ml. Și să văd dacă îi place surorii și o să-l dau pe ăsta. Dacă mă păstrez eu. V-am mai zis, parfumurile de la Nassim sunt de bază de apă, deci nu conțin deloc alcool. Asta e un mare plus, zic eu, într-un parfum. Plus că au un preț destul de accesibil, deci, oh my god, și superbi. Ia să vedem, să vedem. Oh, și avem aici și un decanțel. Ce drăguț! Mi-au trimis și un Twin Paradise. Așa, o mostră dintr-un Discovery Set, tot prin o mostră de genul, sora mea a descoperit parfumelul, deci o să bucure în continuare. Vă mulțumesc tare, tare mult! My God! Da, îți cârții pentru că nu el roade. Ok, așa, Purple Blue, mă. Deci, 10 ml din Purple Blue, știu că la Twin Paradise era 32 de lei, dacă nu mă înșel, 10 ml, deci presupun că și acesta ar costa la fel. Hai să ne reamintim cum miroase. Ah, deci, așa este consistența. Ăsta este parfumelul, da? Oh, oh, da. E dulce, e ușor efervescent. Chiar nu mai știu ce conține. Oh my god, m-a dus cu gândul așa la o seară de vară. Și ușor acrișor acolo, așa, nu știu să vă explic. Vă iau minunăței de parfum. Cum aveți ocazia, luați-vă măcar 2 ml, 5, să îl testați, să vedeți ce vorbesc. Deci, am asta concluzia că aceste parfumuri de la Nassim sunt potrivite pentru primăvară-vară, sau cel puțin din ce dețin eu de la ei. Deci, da, se merită. Ok, continuăm. Da-da-da-da-da. Și tot veni vorba din Nassim. Avem aici un ulei. Ulei parfumat.
Inițial aveam două uleiuri puse în coș, dar am zis că le iau așa treptat, nu le iau deodată. Tadam! Oh my god! Da, știți, eu cu auriu unul prea le am, tralala, în continuare, nu pot zic că place atât de mult, dar e extrem de calitativ această sticluță, recipientul ăsta, e din metal, da? Deci scrie aici. Guhaba se numește, nasim, căpăcelul, și aici este uleiul, haideți să-l vedem. Am ales unul care să nu conțină trandafir, deci să nu se înțeleagă greșit. Îmi plac și parfumurile cu trandafir, dar acel trandafir mai fresh, dulce, zaharos, ca zic așa, nu acel trandafir bisericesc, nu știu cum să explic altfel. Ei, și acesta nu conține trandafir. Și am stat și am săpat apoi ca să văd. Și are acest bețigaș din sticlă. Haideți să-l vedem. Și în continuare mă scuzați de ranj. Face zgomot mai bine. Da, e mișto. Nu știu ce conține mai. Cred că vanilie, prună, măr, piersic, chiar nu mai țin minte. Inițial m-a dus gândul la un săpun, e ușor săpunos. Deci da, la un săpun de mânuții. Da, are acel iz soapy. Dar e fain, e dulce. Deci e dulce, fructat. Îl văd purtat și în perioada de primăvară, chiar și vară. Combinat cu un parfum ceva mai fresh. Băi, îmi place. Îmi place. Acum, vedem. Ușor, ușor, acum începe să-mi plac și mai mult. Are doar acel iz de soapy la care mă usură puțin nasul. Dar e fain. Vai, doamne, cum arată. E genial. Și-au fost, cred că, 70 de lei. Deci, da, au și prețuri foarte bune. Tocmai ce spuneam că cei de la Nasim au prețuri accesibile. Deci, oh my god, wow, și oferă multe chestii. Am și cutiuța, ia uitați-o cât e de fain. La fel, are acele detalii ca și sticluța. E superb. Ok, deci acest clip nu va dura prea mult. Da. Mama, acum când am mirosit mai bine, miroase a un, nu știu, m-a dus gândul la Crăciun. Dar nu mai știu ce. Ceva măr cu scorțișoară? Mamă, da, acum nu știu de ce. M-a izbit așa un... Știți acele săpunele de la Oriflame, dacă le-ați prins în formă de măr? A, de ăla miroase acum. Sau poate doar mie în miroase așa, arunul. Oh, God. Deci fix săpunul ăla, că tot vorbeam eu de iz soapy. Și ultimul, în sfârșit l-am și eu cu intrat în stoc după 1000 de ani. Deci, super, super lăudat și o grămadă de recenzii bune ce are toată lumea asta. Parfum de la Twins și anume Mojo. Sunt atât de curioasă. Zic că e fructat, că e dulce, că e delicios. Știți cum se iau cu parfumurile delicioase, fructate, dulci. Da, deci acesta este al doilea parfum pe care îl dețin la Twins. Mai am unul ăla am un lapsus acum, cel care e după Angel Share. Scuze, am uitat. Deci, Mojo. Mai, deci nu știu ce să fac, să-l desfac, să nu desfac. Hai să-l desfacem. Cine e un copil fericit? Eu sunt un copil fericit. Haideți să-l vedem, deci uitați-l cât e de frumos. Are, cred că 50 de mililitri. Da, are 50 de mililitri. Bine, săracul acum este rece. Acum 10 minute ce am ajuns acasă și m-am aranjat așa puțin. Iată, am părut doar părțile. Da, miroase de asta. Bine că e fresh, deci e bun pentru vară uleiul ăsta. Acum am sărit dintr-o parte în alta. Oh, deci asta e purple blue genial. Ok, haideți să-l vedem și prin Mojo. O să vă las notele afișate, că nu mai știu ce conține. Are și capacul metalic.
magnetic, scuze, metalic. Vai! Mamă, ce fain, e dulce! Îl simt și ușor fresh acolo, nu mai știu dacă are vreo citrică ceva. Da, e ceva ce dă prospețimea asta. Fructat. Da, e fructat și simt acolo ceva citric. Sau o leacă spicy. Acum nu îmi săriți în cap pentru că nu mai știu ce conține. Dar asta simt în momentul de față. Noel! Hai ușor micuță. Da, deci îl simt dulce, fresh, efervescent. Deci acrișor acidulat, cam așa e. Vedem după ce se așează. În momentul de față îl văd potrivit pentru această perioadă, primăvară, chiar și vară. Vedem după ce se așează cum o să fie, pentru că săracul îi înghețat, deci nu a apucat să deschid ochișorii cum trebuie și eu deja l-am folosit. S-a greșit chestia asta. Da, oricum trebuie să îi dau timp săracul să se așeze, să stea acolo liniștit, dar până acum îi superb. Care și vanilie. Mamă, cât e de fain. Da, oh my god. Super, super mândră că în sfârșit am și eu vestitul Mojo în colecție acum. Și îl pot folosi ori de câte ori vrea sufletelul meu. Deci, oh my god, oh my god, oh my god. Mai multe despre el o să aflați în, probabil într-un clip cu parfumuri noi adăugate în colecție. Sper doar să nu rătăcesc și să uit să vă-l prezint. Dar da, oh my god, m-a luat cu amețeală de la atâta entuziasm. Da. Super tare. Da. Și cam astea au fost minunățile parfumate de astăzi. Hai să vedem. Purple Blue, n-am ce să zic. Roade pupat aici. Da, e fresh. E Purple Blue. Te duce cu gândul și la mov și la albastru. Nu știu să explic chestia asta. Oh my god, e superb. Uleiul. Da, în continuare miroase a săpun. Dar acel iz de măr cu scorțișoară parcă s-o mai estompat puțin. Și fresh. Deci, e super fain pentru vară. Da, super tare. Oh my god. Dar pe Mojo nu mai simt atât de tare, că am nasul plin de chestii, mai ales când l-am omorât cu uleiul, vă dați seama, care e destul de concentrat uleiul. Să mai dăm o dată. Cred că o să încep să fac o ușoară obsesie și pentru acesta. Așa fac. Te mai port prin casă. Să mă obișnuiesc cu el și oh my god. L-am mai pulverizat odată. Vai, dar ce mișto. Doamne, da. Deci, super, încă 3 minunății la colecție. Da, dragilor, cam atât cu acest clip. Vă reamintesc că am un cod de reducere pe care îl puteți folosi. Este IOM05 și acest cod vă aduce 5% reducere și mi-aduce și mie un mic discount acolo, o mică parte care îmi pot, la un moment dat, achiziționa și eu produse de pe acest site. Da, deci dacă voi credeți că v-ar ajuta acest cod, chiar vă invit să-l folosiți. Da. Bine, dragilor, cam atât. Dacă ați rămas până la final, vă mulțumesc tare, tare mult pentru răbdare și să mă lăsați în comentarii să-mi spuneți părerile voastre despre aceste parfumele, dacă voi le dețineți sau dacă le-ați dorit. Bun, dragi, cam atât pentru astăzi. O săptămână ușoară vă doresc în continuare. Eu sunt Oana, v-am pupat!